De școală am aflat de pe internet. Mă interesa să fac un curs de styling, de hairstyling. Și am văzut pe internet foarte multe feedback-uri pozitive despre școala lui Adrian Niculescu. Mi s-a părut foarte, foarte interesant. Am văzut un pic și din filmulețele pe care el le-a postat. Mi s-a părut foarte interesant stilul lui de a preda și de a explica. Și am zis că de ce nu trebuie să încerc și eu. Atmosfera este foarte, foarte relaxantă. Mi se pare foarte, foarte deschisă și foarte important este că suntem doar 6 cursanți, ceea ce înseamnă că Adrian poate să acorde timpul necesar fiecăruia dintre noi și să explice și să înțeleagă, să înțelegem noi exact ce vrea să ne explice și putem să punem întrebări și să ne răspundă. Adică am mai întâlnit și în alte părți prieteni care au fost la alte școli unde erau 10-12 și deja erau foarte, foarte mulți. Nu aveai timp pentru a explica în fiecare în parte. În fine, mi se pare un lucru ăsta. Nu am făcut niciun curs, n-am avut nicio treabă cu tunsul, în zona asta n-am avut nicio treabă. Însă acum, după ce am terminat școala, am tuns deja 3 persoane, deja îmi place, simt că sunt stăpân pe mine, chiar dacă, repet, am tuns doar 3-4 persoane, știu baza, am învățat foarte bine teoria, pentru că mi s-a explicat foarte bine, am învățat foarte bine teoria și acum chiar cred că pot să tund. Adică am tuns și chiar cred că pot să tund din ce în ce mai bine. Bine, asta cu timpul trebuie să exersez, e normal. Însă am tuns, am coafat și chiar mi-a ieșit foarte bine. Adică am primit laude, ceea ce pentru mine este foarte, foarte important. Îmi dă o mare încredere în mine. Adrian, nu știu, eu l-am văzut ca pe un prieten, în sensul că nu s-a văzut diferența asta între profesor și elev, chiar dacă trebuie să existe un respect și teoretic trebuie să fie această diferență, însă practic el a fost ca un coleg, efectiv când ești într-un salon și vine colegul și spune, uite, faci așa că e mai bine așa, uite, ține peria așa, fionul ține la așa că e mai bine așa, uite cum iese. Adică a fost acolo, a fost colegul care te învață. Și e foarte important să nu vină profesorul să zică, fă așa, scrie așa, deja îl simți undeva acolo sus și tu ești mic, nu știi și scrii și înveți. Nu, el a fost lângă tine, ți-a arătat efectiv că este foarte, foarte apropiat de cursanți, de elevi, ceea ce este foarte, foarte important. Este lângă tine. Când te uiți, el este lângă tine. Platforma online, chiar am mai căutat pentru că am văzut acolo că scria că este singura din lume. Nu știu dacă am căutat chiar în toată lumea, însă în România sau cât am putut eu să caut, nu am mai găsit. Ceea ce mi se pare foarte, foarte interesant și este foarte, foarte explicit. Adică fiecare video în parte este explicat foarte, foarte clar, fiecare pași pe care trebuie să-i urmezi. Și mi-a plăcut că din fiecare video înveți câte ceva, rămâi cu câte ceva și chestia asta sunt niște lucruri foarte, foarte importante, pentru că sunt bazele și rămâi cu niște baze și tu efectiv n-ai citit nimic, doar te uiți la video, îți explică, vezi exact ce se întâmplă, nu doar scrii pe foaie și spui ok, dacă tai firul drept, dă greutate, nu, îți și arată, îți și explică fiecare pas în parte, e foarte, foarte interesant și foarte, foarte, și este complexă, părerea mea. O lună de zile, da, la început am mis o lună de zile, este foarte puțin și ce fapt, doar în weekend,
chiar mi s-a părut că nu o să... Eram așa, foarte reticent. Însă acum, după ce am terminat, mi se pare foarte... Este foarte bine structurat cu cursul și ceea ce denotă că nu-ți trebuie o perioadă mai mare. Nu trebuie o perioadă mai mare, pentru că în fiecare zi în care am fost aici, mi s-a părut foarte interesant că am făcut prima oară, scuzați, am făcut sâmbătă teoria pe care ni s-a implementat, am învățat-o și a doua zi, duminică, am făcut practica. Exact ce am învățat cu o zi înainte și este foarte apropiat și s-a explicat foarte, foarte bine și foarte pe subiect. Adică, te-ai făcut pentru părul scurt așa, pentru părul lung așa, pentru părul creț trebuie folosit așa. Adică au fost foarte, foarte bine, ni s-a implementat foarte, foarte bine toate informațiile acestea. Și chiar nu mi se pare deloc scurt, chiar mi se pare o perioadă perfectă, să spun așa. Adică nu este nici foarte lung, însă nu e nici foarte scurt. Chiar dacă la început îți dă senzația că este foarte scurt, o lună de zile, doar în weekend l-am făcut eu, ai impresia că nu vezi nimic. Însă după terminarea cursului, pot să spun că nu e deloc așa. Chiar din contră, am învățat foarte mult. Și vorba aia, am viitor în față. Pentru viitorii cursanți, apucați-vă de cursul ăsta, este foarte, foarte interesant, înveți foarte multe lucruri noi, crede-mă că înveți lucruri noi pentru tine, să știi tu, și pentru a profesa automat trebuie să știi toate informațiile astea, oricum informațiile și teoria le vei învăța acum o parte baza și iar după aceea pe parcurs. Însă apucați-vă, este foarte distractiv la cursuri, e foarte educativ, înveți foarte, foarte multe lucruri noi și ce să zic, dacă vrei chiar să înveți, să tunzi, să coafezi, să vopsești, vino aici, chiar înveți, într-un timp scurt, înveți tot ce trebuie.